Peste 170 de muzee din întreaga țară au primit cu porțile deschise oamenii ce au poftit la o porție de cultură. Noaptea muzeelor s-a aflat la 12-a ediție și a devenit un fenomen inedit pentru devoratorii de cultură. Ca de fiecare dată, publicul s-a înarmat cu răbdare de fier și s-a postat la cozile interminabile. Însă a meritat, totul a fost pe gratis. Așadar, oamenii au dat buzna să cutreiere muzeele pentru a vedea exponatele și surprizele pregătite de organizatori. La Alba Iulia, istoria a prins viață în cadrul paradei personajelor istorice, unde vizitatorii au fost întâmpinați de 50 de persoane istorice, precum Horea, Cloșca și Crișan, Mihai Viteazu sau Regele Carol. De altfel, vizitatorii muzeelor hunedorene au avut parte de un spectacol de lumini, pe zidurile și pe turnurile acestuia cu ajutorul a 135 de proiectoare LED. Întreaga țară și-a satisfăcut pofta de cultură, iar noaptea albă petrecută la muzee a fost un adevărat succes ca în fiecare an.